C'è. Mo ci metti mi sbezze. Salutare, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Let's Play Minecraft. Poate observați aici că eu nu mai am armura. De ce? Nu mi s-a stricat, dacă la asta vă gândeați, ci este Crăciunul. Crăciun fericit tuturor! Toate cele bune, alături de cei dragi sau alături de cine sărbătoriți. Și un brad bogat vă urez. Da, și acum ca să facem legătura ce treabă are asta cu armura mea, ei bine, mi-am dat armura jos, ca să mi se vadă și mie skin-ul așa frumos, pentru că vreau să punem niște moș Crăciun prin bază, inclusiv în costumația mea. Deoarece, poate ați observat la mine în inventar și cred că unii din voi au observat că am niște cizmulițe interesante, și anume am niște papucei, care de fapt sunt niște cizme de piele, dar cu textura pe care o am eu, pe care o aveți și voi, mi se pare, nu mai știu dacă v-am lăsat în episodul anterior, dar o să vă las și în episodul de astăzi, în descriere. Textura aceasta de Crăciun transformă armura de piele pe care o am și aici. M-am dus la fabrica de monștri și am luat armuri de piele. O transformă în haine de blană, care sunt foarte, foarte drăguțe. Ia uite ce mișto arată, am un cojoc. Foarte, foarte frumos. Așa, sper că și filmăm. Filmăm. Bun. Am uitat de o chestie. Așa. Vreau să le facem roșii. Vreau să punem Moș Crăciun prin bază și pentru asta o să avem nevoie de culoare roșie. Și am și aici trandafiri, am foarte, foarte multă culoare roșie la fabrica de fier. Și am zis, hai să dăm o fugă până la fabrica de fier, dacă tot așa, ca să vă arăt și producția mea de fier, că nu v-am mai arătat-o de ceva timp. Iar eu am stat destul de mult AFK prin bază. Am stat și la fabrica de păienjeni și la fabrica... Oh, de ce se blochează? Ea e noapte? E zi. Am stat și la fabrica de păianjeni și la fabrica de scheleți, puțin și la fabrica de pescuit și ca atare s-a produs și mult fier, deoarece fabrica de fier este tot timpul încărcată. Sper că nu am... Este o setare. Dacă aveți Optifine, vă recomand la calitate, nu la calitate, la performanță, să dați Smooth World pe off, ca să se activeze ceancurile de spawn, pentru că am văzut că dacă nu am Optifine, nu se activează ceancurile alea de spawn. Și asta este o problemă. Așa. Ia să vedem noi frumos, aici este portalul, va trebui să-l mutăm la un moment dat. Vedeți că l-am astupat, deoarece la un moment dat m-am întâlnit cu un creeper în cealaltă parte a portalului și n-a fost foarte plăcut. Și ca atare l-am astupat puțin. Așa. Și mergem frumos încoace. Așa. Aici. Bun. Să se încarce tot. Iar acum, că s-a încărcat harta, am lăsat puțin așa să se încarce, în speranța... Oh, iar se blochează. De ce se blochează? În speranța că nu o să aibă lag filmarea. Aici am două stack-uri de blocuri pe care le aveam deja și vreau să văd cât am mai produs. Ho-ho! Avem încă un stack și nu avem loc. 1, 2, 3, 4. Perfect. Așa, pe astea două le lăsăm aici. Pe astea le luăm imediat, dar trebuie să facem... Avem eu un crafting table undeva, știu sigur. Aici. De-abia îl vedeam că se asorta cu pământul. Avem și un musafir. Domnul Zombie Pigman. Blocuri. Blocuri de fier. Perfect. Salut. Ce faci? Ai venit să... Oh, aoleu, e lag. Așa, gata. Era lag și... Ar fi putut să mă omoare dacă aveam lag. Și nu înțeleg nici ce am lag. Probabil de la textură. Așa, aici am floricele și ne trebuie câteva. Cam câte? Am zis că am luat 3, cred. Da, deci asta o să iau un stack întreg să fie. Așa, și fierul ăsta lăsăm aici, nu-l luăm încă cu noi. Eu, oricum am mai luat de aici fier. Dar îl lăsăm aici până când avem nevoie. Că îmi place așa să-l am aici pe tot. Oh. Am dat ceva pe jos, nu vă supărați. Îmi place să-l am pe tot aici ca să nu fie probleme. Adică să nu stau să-l caut. Pun fier în partea aia, în partea aia, în partea aia. Vreau să-l am pe tot la un loc și când am nevoie, vin și îmi duc acasă, acolo în depozitul meu. Hai mai repede. Alo. Așa, foarte bine. Așa, spargem aici și ne trebuie... A dispărut Nedrecu. Cred că s-a teleportat.
Nu-mi place asta, dar n-avem ce să-i facem. Rotten Flash, dăm-l și pe ăsta. Cu Rotten Flash-ul pot să fac schimb cu sătenii. Ideea e că nu am încă o fabrică de Rotten Flash, dar vom face o fabrică de aur. Dar după ce vom bate dragonul, probabil, deoarece am văzut că nu mai merge șmecheria aia ca să spargem bedrock-ul, cum știam eu înainte. Sunt alte variante, dar poate mai merge aia cu oul de dragon. Este o variantă cum putem să spargem bedrock cu oul de dragon. Bă, dar noi filmăm, m-am și speriat. Ok. Mă scuzați așa, dar mi-e puțin frică câteodată de filmare, că am avut niște cazuri în care mi-a arătat că filmam. După aceea s-a oprit pur și simplu filmarea și nu mi-a plăcut deloc. Aici. Bun. Așa. Hai să colorăm. Deci ne trebuie 3 ori 4, 12. Așa. Matematică pe filmare. Hai să... Eu pot să fac oare așa? Nu, acum că nu se stecuiesc, dar facem câte una. Ce frumos arată pe roșu. Arată foarte, foarte drăguț. Chiar arată foarte, foarte frumos. Așa, singura problemă cu asta e că sunt foarte, foarte slabe și dacă le port eu, o să cadă foarte repede. Dar o să-mi pun asta, o să văd unele cu durabilitate mai mare, tu și cu tine. Super! Și acum, pac, pac, he, am cojoc de iarnă și am și papucei cu de iepuraș. Ce drăguți sunt papucei aia, chiar îmi plac. Deci papucei ăștia sunt foarte, foarte drăguți și dacă ne uităm atent, au chiar și labe de iepuraș, dar nu știu cum pot să vă arăt, că eu observ acolo, ia, T. Aici sunt labe de iepuraș, foarte, foarte drăguți, foarte drăguți, așa. La fel și, că, uite, căciula e ca o glugă așa de iarnă, foarte frumos. Iar acum vreau să punem toate aceste armuri, inclusiv armura mea. Vreau să o punem pe niște armor stand-uri, iar pentru asta ne trebuie bețe, dar ne trebuie ceva mai multe bețe și niște slaburi de pietricică. Așa, și mi se pare câte ne trebuie. Au parcă 6, da, 6 pentru unul singur și vreau să fac 3. Așa, facem 1 și încă 12. Așa, hop, hop și așa. Bun, asta le lăsăm aici, lemnul lăsăm aici și floricelele. Aici, nu aici, aici. Bun, hai să vedem. Deci vreau să punem niște moș Crăciun prin bază. Și unul din ei vreau să stea aici lângă pat. Deci vreau să stea aici. Pac. Aici și cu asta. Deci papucii ăștia sunt atât de drăguți. Atât de drăguți sunt. Pur și simplu. Deci prea frumoși sunt acești papucii. Și vreau... Armura mea unde vreau să o pun? Armura mea vreau să o pun în dreapta. Așa. Ăsta e Moș Crăciun și ăsta o să fie Moș Nicolae. Așa, uitați-l pe Moș Nicolae cu armura lui albastră. Așa. Cutia asta, eu am misiune, asta e fabrica de aur. Va trebui să o facem și pe aia. Ia să mâncăm. Mănâncă? Bun. Și vreau să punem celălalt Moș Crăciun. Și n-a că se face și noapte, dar avem pătuți. Oh! Am luat o pereche în plus. Ia, câte? Am luat o pereche în plus de papucei. Domnul Pietricel, așa. Bun. Plouă. E iarnă, dar plouă. Din păcate. Sper că... Nu am căzut. Mă gândeam că poate m-am împușcat un schelet. Dar nu e cazul. Nu e noapte. Asta e cert. Uitați dovada. Nu e noapte, dar... Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Cu siguranță e de la textură. De la textură merge atât de urât. Cert e că vreau să punem un Moș Crăciun aici. Exact lângă brad vreau să-l punem aici. Hop. 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 Și hop. Super. Și acum Moș Crăciun e lângă brad și apune soarele ca atare. Hai să ne culcăm repede. Repede mergem să ne culcăm. Ca să vină moșul. Se face noapte. Apune soarele. Aș vrea să stau aici și să... Vreau să stau aici așa, ascuns. Ca să-l văd pe moșul cum vine. Dar o să fiu un copil cu minte și o să mă duc în pat. Și dimineața o să mă trezesc cu un cadou de la moșul. Sunt sigur. Știu eu sigur. Pentru că am fost cuvinte tot anul. Și merit. Așa cum meritați și voi toți. Ia. La culcare. Și m-am trezit. Îmi iau gustarea de dimineață.
Ah, ce bine a fost somnul, ce bun a fost acest somn. Mi-a prins foarte, foarte bine. Ideea e că s-ar putea să fie plin pe afară de monștri, plin, plin, plin. Plin, plin, plin. Da, plin de monștri. Dar e Crăciun. Avem un Enderman. Ia, vreau să mă uit la el, ca să vină la mine să îl distrug. Ok, l-am enervat. Hai să-l omorâm pe domnul schelet cu arcul. Ok, uite-l pe domnul Enderman. Nu știu de ce. Oare este o chestie în Minecraft și nu știu eu? Că monștrii ăștia nu urcă pe aceste slaburi. Ceea ce e super. Ia uitați ce fain arată Enderman-ul. Arată ca un elf. Ceea ce e ciudat, pentru că Enderman-ul e cel mai înalt. Și e puțin ciudat că l-au făcut elf, pentru că el e cel mai înalt și elfi în general nu sunt înalți. O scăpăm puțin de acești oameni cu căciulă. Hop! Ca să nu ne deranjeze. Bun. Frumos. Ha, vreau să-mi văd. Avem un nene cu căciulă de Moș Crăciun, dar el nu este Moș Crăciun, este un om foarte, foarte, foarte rău. Dispari. Dispar că ești un om rău. Nu! Mi-a stricat totul. Bine, ne prefacem că n-am văzut asta. Wow! Wow! Ce sunt? Cine a adus toate astea? Acadele! Și mai multe acadele! Wow! Cadouri! Și ce drăguț arată astea! Ia uitați-vă la ele! Avem niște copăcei! Și încă unul! Moșule, ce mi-ai adus aici? Ia! Avem acadele! De fapt, astea, cum se numesc astea? Că tot timpul uit. Îmi stă pe limbă. Bețe dulci, așa, lemn dulce. Și mai mult lemn dulce și prăjiturele, vreau să mănânc o prăjiturică. Ia. O, ce bună a fost. Wow, câte prăjiturele. Wow, câte prăjiturele avem aici. Wow. Moșule, vrei să mă îngraș? Uite câte prăjiturele mi-ai dat. Ce? Moșul mi-a trimis bețe. Moșul mi-a trimis bețe. Moșul zice că sunt și un copil cu minte, că mi-a trimis prăjituri, dar mi-a trimis și bețe. Dar avem încă o prăjiturică. Ia, ce mai vedem? Ia. Wow! Uite câte cadouri! Și uitați câte prăjituri avem! Ho-ho! Moșule, ce mi-ai adus aici? Super! Și uitați câte acadele avem! Bețe dulci, tot timpul uit denumirea lemn dulce. Moșule, mulțumesc frumos! Wow! E superb! Ești superb! Dragilor, a fost un cadou superb de la Moș Crăciun și dacă sunteți cu minți, cu siguranță vă aduce și Moș și vouă Moș un cadou superb. Sau, respectiv, v-a adus, dacă vă uitați la videoclipul acesta după Crăciun, desigur, că eu îl postez în ajunul Crăciunului. Dar, acum o să vă las cu mine din trecut și cu Making of. Așa că, vizionare plăcută! Așa, voi ați văzut deja surpriza și ca atare hai să o și facem, că eu nu am făcut-o încă și nu am văzut-o. Va trebui să punem niște cadouri sub brad, inclusiv acest Ender Chest, dar vreau să pun și niște... cum se cheamă alea? Niște trap chest și niște cutii normale. Ia să scot asta de aici dacă tot am trecut pe aici. Așa, va trebui să luăm niște cutii și niște cutii cu capcană, deoarece toate alea arată diferit. O să iau și niște morcovi, deoarece morcovii arată ca niște acadele foarte frumoase. Din alea bețe, nu chiar acadele, cum se chemau alea, lemn dulce. Așa, băți de lemn dulce. Facem așa și avem o grămadă de sticlă. Bun, deci cutii. Avem aici cutii, avem o groază de cutii. Și am aici la redstone niște cârlige. Ia, 3 cred că aș vrea cel puțin. Ca astea vedeți că sunt roz. Așa. Și dacă fac unul mare, e albastru. Deci o să am mai multe culori de cadouri. Bun. Am și cutii normale. Și aș mai vrea... Uite, pot... Da, astea sunt tot roșii, nu mă ajută. Aș vrea un cadou galben. Pentru asta îmi trebuie baloți de fân. Așa. Și pepene o să iau. Pentru că e verde. Să avem... Aveam impresia că și ăsta, dar văd că nu mai este. În versiunile anterioare, în 1.12, textura de la ăsta era tot un cadou, dar văd că nu am mai pus-o. Nu-i nimica. O să luăm niște morcovi și o sapă ne trebuie. Luăm sapa noastră frumoasă de diamant. Care este... Unde este? Aici. Așa. Nici nu-mi dau... De-abia dacă îmi dau seama că e sapă, pentru că e foarte diferită de cea obișnuită. Asta e Heart of the Sea. Și asta e altceva. Bun.
Avem astea, uite, mai avem și pe aici niște haine. Așa de tine nu mai am nevoie, de să te pun aici. Bun. Ce mi-ar mai prinde bine? Deci astea le am. Trestie iau de afară. Găleată am. Cutii, vreau să iau pepeni. Hai să luăm și acest ender chest, să avem două. Așa, și vreau să pun niște cadouri. Iar cadouri, în primul și în primul rând, cred că o să mă duc la săteni să văd sau unde aveam eu niște biscuiți. Uite, o să iau prăjitură din asta, că e foarte drăguț. O să iau niște prăjituri. Și o să iau și niște bețe, că fără bețe nu se poate. Trebuie să-mi aducă moșul și niște bețe. Așa. Hai să facem mai multe, să avem bețe o groază. Așa, avem bețe. Acum, altceva nu cred că mai avem, în afară de pepeni, o să mergem să luăm și pepeni. Altceva, avem niște copăcei. Da. Uite, aici avem trestie, dar trestie putem să o luăm de afară, că nu ne trebuie foarte multă. Așa. Copăceii au globuri și am putea să punem câțiva. Uite, care arată cel mai frumos? Cred că ăștia brăduți, cred că arată cel mai frumos. Ca atare îi vom folosi. Așa. Și altceva. Frunzele de junglă au globuri, dar nu le vom lua pe alea. Ok, cred că ne ajunge. Și am mai zis de o chestie. Ce era acea chestie? Deci am zis de pepeni, dar parcă am mai zis de încă ceva. Cadouri, bețe, cred că atât. Hai să las aceste cârlige, că nu avem nevoie de ele. Așa. Trebuie să punem și bețe, că n-am fost chiar atât de cuminte cât să nu primesc bețe. Sunt obligat. Așa. O să mergem să luăm niște pepeni. Pepenași. De aici, de jos. Așa, vedeți că și pepenele arată ca un cadou foarte frumos. A, dar e verde și ăsta mare e tot verde. Da, hai să-l luăm oricum. Oho, cât pepene. Ăsta l-am primit când stăteam la fabrica de... Așa, când stăteam la fabrica de scheleți, l-am primit pe ăsta. Bravo. Unul singur. Du-te sus. Așa, s-a gliciuit iar. Așa și așa. Bun. Și avem, un rând întreg. Frumos. Avem și aici două rânduri, dar din astea nu mai luăm, că avem oricum. Dar vreau să iau din astea. Sunt așa mai mari, sunt destul de drăguțe. Dovlecii sunt roșii, parcă mai avem vreun fel de cadou, nu cred. Aveam, v-am zis, fânul, dar pe ăla nu-l mai avem. Acum nu mai este cadou, este pur și simplu fân. Așa, este zi afară, va trebui să așteptăm până se face noapte. Până atunci avem timp să pregătim tot, sper eu. O să luăm niște trestie. Așa. Nu ne trebuie foarte mult, dar ne va trebui niște apă. Am o găleată, deci o să putem face roșii de apă. Ca să punem niște trestie pe lângă și niște morcovi, pentru că arată ca niște acadele și ar fi destul de drăguț. O să fie destul de drăguț. Așa, bun. De asemenea, ia să mâncăm și noi ceva. Așa. Aici. Bun. Ia să vedem. Deci, punem aici un pepene. Așa. Un cadou roșu. Unul verde. Unul mov. Unul roz. Hai aici. Unul albastru. Unde să-l pun? Îl punem aici. Dar vreau să-l pun în direcția asta. Așa. Să nu fie chiar așa simetric. Vreau să mai spargem puțin textura. Așa și hai să mai punem unul de ăsta aici. Perfect. Bun. Iar acum hai în această cutie să punem aceste cadouri. Știu cum vreau. Deci vreau să facem așa. Hop. Nu am destule bețe. Ok. Facem așa atunci. Umplem pasta cu prăjituri. Așa. Ce frumos. Bun. Iar aici vreau să pun din astea și prăjiturele, iar aici o să pun bețe și încă o prăjiturică în mijloc. Bun. Și hai în aceasta, în Ender Chest, nu, aici. Să punem bețe și plăcintă. Așa, și mai multe cadouri. Și niște acadele, de ce nu? Super. Iar acum hai să și plantăm. Pe aici ne trebuie niște apă. Facem aici o un loc cu apă, ca să putem planta. Ca să ai zăpadă, trebuie să fie iarbă.
Da, corect, trebuie să avem iarbă și aici este zăpadă. Ca atare iau niște iarbă. 1, 2, 3. Mi-e doar din Galactic Science de magnetul ăla care, pentru cine se uită la seria de Galactic Science, aveam un magnet care era foarte, foarte bun, fiindcă atragea lucrurile de la distanță mare. Pe de altă parte, asta face diferența între Minecraft Vanilla și moduri. Că Minecraft Vanilla e Minecraft Vanilla. Bun, și avem șacadele. Și hai să punem pe aici cu sapa niște... Unde sunt... A, aici e tot zăpadă. Unde sunt morcovii mei? Nu i-am mai luat? Hello. A, i-am pus aici. Da, am zis că-i plantez. Dar aici avem tot zăpadă. Ne trebuie și aici pământ. Ne trebuie pământ. Aveți pământ? Dați și mie niște pământ. Ciordesc după pământ. Hop. Așa și așa. Și acum pot să le fac în din asta și să plantez din astea. Super. Hai să le și crește, dar nu am bone meal. Așa, pe restul le mai pun pe aici. Frumos, mai punem și niște din astea. De toate. Super. Așa. Și hai să plantăm. Nu puteam. Nici nu știu dacă vreau să plantez din ăștia, deoarece ar fi destul de periculos. Dar aș putea să pun în ghivece, dar chiar am uitat de ghivece. Hai să aducem niște ghivece. Să aducem niște ghivecele. Ar fi foarte, foarte drăguț. Cât timp mai avem? Mai avem puțin timp. Trebuie să ne grăbim. Că ideea e să nu se facă din nou zi, că dacă se face iar zi, trebuie iarăși să așteptăm până se face încă o dată noapte. De asta mă grăbesc până la următoarea noapte. Nu știu dacă am cărămizi pregătite și nu cred. Nu cred că am, dar avem loot. Repede, repede, repede. Măcar două ghivece să fie. Să punem acolo doi brăduți din ăștia împodobiți, ar fi foarte drăguț. Unde am eu loot? În ce cutie? Aici. Trebuie să facem... Așa. Așa și pe astea trebuie să le sparg repede. Așa, bun. Și trebuie să le pun la gătit. În cuptorul meu de încredere. Rapidi, 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 rapidi. Rapidi. Mă grăbesc pe cât posibil. Hai la cuptorul meu de încredere aici. Să punem repede, repede. A, s-a făcut. Ok. Nisipul vine aici. Bun. De voi, nu știu, vă las aici. Așa. Și acum va trebui să așteptăm. Între timp, hai să dăm o mică fugă până la fabrica de pescuit. Vă mai arăt ce e pe acolo. Repejor. Poate găsim altceva care să fie de Crăciun, dar nu cred că mai avem altceva. Interesant. Bun, pe știu ce nu cred că ne ajută. Altceva nu prea avem. Aici. Băutură. Am putea să o luăm să punem băutură. Dar nu vreau să fac asta pentru că eu nu beau. Și catare nu mi-ar plăcea. Beau suc, dar nu beau din astea rachiu, vin, bere. Niciuna din astea nu beau. Și nici nu vreau. Așa, uite, 4. Va trebui să mărim la un moment dat, să facem un cuptor mai mare, cu mai multe cuptoare din astea, ca să fie mai eficient. Să fie mult mai bun. Avem 5. Ne mai trebuie una. Perfect. Așa, avem aici un crafting table. Nu avem. De ce nu avem? Că ar trebui să avem. Dar se pare că nu avem. Nu-i nimic, că avem aici. Așa. Bun. A, și astea arată ca niște cadouașe. Dar mi se pare că nu arată ca niște cadouri în momentul în care le punem. Cred că o să arate ca niște jucării ceva. Nu mai știu exact. Nu mai știu exact. Ia să vedem. A, nu. Da, țin minte. Arată ca niște jucării, ca niște cadouri așa deschise, în care intră copăceii. Am copăceii, mă gândeam că am uitat copăceii. Plângeam. Așa, sper că filmăm. Filmăm. E a treia oară în episodul ăsta când vă zic asta. Dar ar fi foarte trist să nu se filmeze. Hai să punem așa și acum să punem un copăcel. Ce drăguț arată. Super, super frumos arată. Mult prea frumos. Bun. Aceasta este surpriza noastră de Moș Crăciun, băieți. Ha, abia aștept. Abia aștept să-mi ziceți și părerea voastră. Da, abia aștept. Certe că... A, cu și ca eu mă pun în pat, iar voi și acum vă pregătesc surpriza pe care voi deja ați văzut-o, dar eu nu am văzut-o pentru că nu este încă făcută. Dar, sper că v-a plăcut acest episod.
Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați și voi pe butonul de like și din nou vă urez un Crăciun fericit alături de cei dragi, să aveți parte de toate cele bune și numai bine. Pa, pa!